istoriei ne-am identificat prin fapte în tot ceea ce a reprezentat și reprezintă această frumoasă țară, România. Lucrurile acestea s-au realizat prin jertfă. Mă gândesc acum, ca și dumneavoastră, cei care ați participat la Sfânta Slujbă, acest simbol pe care l-am ales, biruință prin credință, ne caracterizează. Au caracterizat și înaintașii noștri. Și pagini întregi s-au citit acolo cu nume ale celor care s-au jertfit pentru țară. Sigur că pierderea extraordinară din acea vreme a fost foarte greu de recuperat. Pierderile umane pe care le-a suferit România, peste 600.000 de tineri, mulți dintre ei nu aveau încheiată sau închegată o familie. Și-au lăsat frații, surorile, părinții și-au plecat pe front. Nu au mai venit. Nu știm pe unde au rămas. Dar de undeva de acolo ei ne văd și astăzi că noi, în semn de recunoștință, participăm la aceste evenimente împreună cu acești minunați copii, în sufletul cărora trebuie să rămână simbolul acesta deosebit al de patriotism, de care nu se mai vorbește în ultima vreme. Acum avem alte simboluri, nu am să le dovedesc eu aici și să reprezint acești stâlpi ai Marii Uniuni, dar stâlpul nostru rămâne tot credința și prin asta să biruim. Am ales în acest moment important să avem în fața noastră o unitate deosebită la care am ținut și ținem ca unitatea societății românești, familia. Și pentru aceasta am invitat în această seară și am păstrat pentru momentul acesta familia Pantelimon, Victor și Gherghina, care împlinesc 50 de ani de bună conviețuire. În aplauzele dumneavoastră, să-i felicităm. Sau să-i mânez lui domnul Victor diploma? Cu plăcere. Și doamnei plicul. Să fiți sănătoși. A fost greu, a fost ușor. Bine. Vorbind de simboluri, să nu tratați cu neglijență și să vă gândiți cu drag că în fața primăriei Topoloveni există o lucrare deosebită realizată de un sculptor de-al nostru, vecin cu noi, chiar dacă nu este din Topoloveni, este din Călinești, Gheorghe Iliescu Călinești, și simbolul acesta am ținut neapărat și l-am adus aici, în centrul orașului. Oraș care astăzi împlinește 50 de ani de când a fost împărțirea administrativ-teritorială și de la împărțirea administrativ-teritorială și până astăzi, în acești 50 de ani, s-au petrecut foarte multe lucruri pe care, prin filtrul minții noastre, putem să vedem și să analizăm și prin prisma înaintașilor noștri care în 1926 încercau să facă din Topoloveni satul model. Prin politica pe care Ion Mihalache a realizat-o, nu numai pentru noi, pentru topolovene, dar pentru întreaga țară. Satul reprezintă izvorul. Fiecare dintre noi, chiar dacă ne-am născut la bloc,
dar izvorul nostru este tot la țară undeva, într-un colțișor care, fără să vrem, mai devreme sau mai târziu, dacă nu ne poartă cu pașii, ne poartă cu gândul. Dar astăzi eu am adus în fața dumneavoastră, tot la nivel de simbol, nu numai cu gândul, dar și cu pașii, câțiva fii ai Topolovenului, care au avut posibilitatea să ne demonstreze că viața îți oferă mult dacă muncești mult. Dacă ești disciplinat și dacă ai încredere în ceea ce faci tu pentru semenii tăi. Fiind momentul acesta legat de spiritul militar, am invitat în fața dumneavoastră o doamnă și trei domni, dar nu oarecare, care au reușit în cariera militară și și-au închinat viața unei cariere militare, servind patria până la pensie. Personal le mulțumesc. Și vă rog să-mi permiteți să-i invit aici, să le înmânez aceste diplome de excelență, ca simboluri ale ceea ce am spus, raportându-ne la eveniment, raportându-ne la localitate. Să știți că nu este deloc ușor și eu consider că este o răsplată pentru școala din Topolovei, este o răsplată pentru familiile din Topolovei, este o răsplată pentru munca dumnealor, că avem posibilitatea să vedem astăzi din fața dumneavoastră pe doamna colonel Cornelia Popa Toma, domnul general de armată Danghi Caradu, născut pe Vițitești. Mai în față stau eu. Și am să iau loc în bancă, că mi-ajunge câte emoții am. Pe domnul general Dan Valentin Făturoi. Și pentru că noi avem o vârstă, să știți că ne răsfățăm în continuare, am rămas tot așa copii, Dănuț, Giger, și am să-mi permit să mai chem lângă mine pe domnul general Ungureanu și Ion, dar noi nu ne întâlnim în sus. Am să respect ceea ce am promis.